Conform studiului privind siguranța online a copiilor din Republica Moldova, peste 85% din minori accesează internetul în primul rând cu scopul de a vizita profilurile de pe rețelele de socializare. Foarte des se întâlnesc în internet diferite imagini nepotrivite, pornografice, care pot afecta mentalitatea copilului și este foarte bine ca să le închidem la timp pentru a nu ajunge victima diferitor persoane. Sunt publicații care maturii le publică, care nu trebuie să le vadă unii copii. Psihologii atenționează că prin vizionarea imaginilor pornografice, minorii sunt supuși unui șoc care le poate afecta dezvoltarea psihică. Atunci când un copil vede imagini pornografice cu caracter așa sexualizat, este o informație care îl șochează pe acel copil, îl intimidează, traumatizându-se doar din aceste imagini, plus că el încă nu poate să asimileze informația, da, de pe aceste imagini și se produce un conflict și cognitiv și emoțional foarte puternic. Potrivit lui Eugeniu Moraru, șeful Centrului pentru Combaterea Crimelor Informatice, în acest an au fost identificate 6 cazuri de abuzuri online în care au fost adresați minorii. Reieșind din statistica a cazurilor penale care avem, putem constatăm de fapt că absolut toți copiii victime abuzului sexual online sunt băieți, de vârsta de medie de 12 ani. Iar utilizatorii de pornografie infantilă sau, așa spunem, persoane implicate în distribuirea acestor materiale sunt bărbați. Ce așa mai caracteristic, abuzurile se comit mai mult prin rețele de socializare. Părinții spun că acest fenomen are o strânsă legătură cu educația copiilor primită de acasă. Eu personal le permit să utilizez internetul doar în prezența mea. Nu las absolut deloc singur. Cum am putea ocroti copilul de acest pericol? Să verificăm ce copilul accesează, să-i sugerăm ce este util, pentru că internetul are și efecte pozitive, bineînțeles, dezvoltă copilul. Un alt element este vorba de un portal informațional, siguronline.md, care este o sursă foarte utilă, atât pentru copii, cât și pentru profesori, dar și pentru părinți. Totodată, pe acest portal este posibil a raporta orice caz de conținut ilegal sau dăunător care poate fi întâlnit în internet. Specialiștii în IT spun că instalarea anumitor softuri în calculatoarele copiilor poate limita accesul la anumite site-uri periculoase. Există mai multe programe care ajută să blocăm site-urile XXX, care părinții pot să le blocheze ca copiii să nu aibă acces la ele. Programa dată poate fi setată să lucreze cu niște termeni, deci cuvinte cheie, se pune o parolă care o știu doar părinții și blochează accesul la site-urile nedorite. Potrivit aceluiași studiu realizat de Centrul Internațional la Strada, peste 13% dintre adolescenți au fost expuși să vizioneze imagini pornografice pe internet, iar 12% dintre copii nu știu cum să reacționeze la anumite situații jignitoare care apar pe internet. Maria Ieșanu, Alexandru Smirnov, Igor Seiranov pentru știrile 21.